Astăzi, etapa a 17-a ligii întâi la fotbal, ultima a turului de campionat, programează două partide. De la ora 18, Gaz Metan Mediaș întâlnește FC Brașov, iar la ora 20:30, Viitorul Constanța va juca pe teren propriu cu FC Botoșani. Mâine, microbiștii au posibilitatea să urmărească 4 meciuri de primă ligă. De la ora 15:30 este programată partida Ceahlăul Piatra Neamț Universitatea Cluj. Totodată, de la ora 18, Pandurii întâlnește formația Rapid București. De la ora 20:30 este programată derbiul etapei Astra Giurgiu Dinamo București, dispută care se anunță foarte interesantă. Chiar astăzi, Ionel Dănciulescu, antrenorul formației Dinamo, a declarat că trupa sa merge la Giurgiu cu gândul de a câștiga toate cele 3 puncte. De partea cealaltă, elevii lui Oleg Protasov nici nu concep să nu încheie turul de campionat cu o victorie, mai ales că partida se dispută pe teren propriu. Tot sâmbătă, de la ora 21, CFR Cluj va juca în Gruia împotriva formației CSU Craiova. Duminică, Liga 1 programează alte două partide. De la ora 15:30 se dispută partida Oțelul Galați ASA Târgu Mureș. De la ora 18, Steaua va juca în Ghencea împotriva formației CSM Iași. Luni, în epilogul etapei cu numărul 17, Petrolul Ploiești va întâlni pe Arena Lupilor la ora 20:30 formația Concordia Chiașna. Toate meciurile din Liga 1 se văd în rețeaua de cablu TVSAT în pachetul digital. Pentru abonamente, cei interesați pot suna la numerele de telefon 0238 569 898 și 0338 568 000.